Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați venit la 40 de întrebări cu Denis Pilafai, adică cu mine, bineînțeles. Bună ziua, Adriana Bagmuțeanu e invitata mea, sau Bahmaimuțeanu, cum mi se mai zice, nu-i așa? Nu știu la ce vă referiți. La maimuțe, că vă comportați ca... Ați înțeles? Acum da. Ok, să trecem la întrebarea roșie. Ați mărturisit că ați avut ceva friki-friki cu... Ștefan Bănică. N-am niciun regret. El mai era cu Mihaela Rădulescu? Ei de-abia se despărțiseră, el și Mihaela. Doamna Rădulescu. Da, Mihaela Rădulescu. Vă plac ăștia mai bătăioși, așa, bum, bum, bum. Înțelegem, nu? Cam așa. Ștefan Bănică este un artist pe care îl stimez și nu merita să dau eu din casă o poveste care a ajuns așa în presă. Sigur, sigur. Se zvonește că Mihaela Rădulescu s-a supărat. Urmează întrebarea: ce mesaj de împăcare aveți pentru ea? Să-și vadă de bătrânețe, da? Urât, dar de ce nu-i spuneți asta în față? Ne vedem rar, că ea e pe la Monaco și eu sunt, am rămas pe aici, pe malul Dâmboviței. Mergem cu o întrebare roșie. Ce vis mai aveți în televiziune? Ce visați să faceți și n-ați făcut? Să mă dezbrac la televizor. Să încercăm să nu o faceți chiar acum, că fuge audiența. Uite, uite, cameramanul ăsta s-a încins deja. Nu e genul meu de bărbat. Nu, s-a încins de râs, săracul. Uite că râd și cameramanii. Dar așa era, jur. Oricum am înțeles că v-a refuzat înainte de emisiune. Nu m-a refuzat nimeni, că nu fac avansuri. Aha. Lăsați. Povestiți-mi, vă rog, despre rejuvenarea pe care v-ați făcut-o. Nu există rejuvenare în ceea ce mă privește. Eu m-am dus la un doctor care avea un tub cu ozon, cu un gaz, ozon. Înțelegi? Mi-a făcut o infiltrație, nu se poate spune. O aerisire cu ozon. Interesant, fascinant, pot zice, să poți întineri așa. Chiar mergem cu o întrebare așa mai roz. Despre mine, ce părere ai? Ești considerată bătrână, urâtă, nu mai ai ce să cauți. Să faci plici? Plici. Ok, hai să încheiem aici, că m-am enervat un pic. Și am și programare la medic, da? Hai, la revedere. Nu mă interesează prostiile astea. La revedere! Data viitoare nu mai chem pe nimeni, fac emisiunea singură. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat! Ce mi-a plăcut asta cu Bagma, a fost bestial. Nu știu dacă îți mai aduce aminte, dar știi cum o complimenta Prigoană pe Bagmu când erau ei căsătoriți? Păi de unde să știu ce gândea Prigoană cu... Îi spunea... Ești frumoasă de plici.